Este adevărat că această taxă clawback pune o presiune economică uriașă asupra producătorilor. În primul rând, este injustă. Deci noi plătim această taxă pe venituri care nu sunt ale noastre, respectiv pe adausurile comerciale ale distribuitorilor și ale farmaciștilor. Pe de altă parte, această taxă clawback astăzi a ajuns la un nivel de 20% și este practic 20% pe cifra de afaceri pe care un producător de medicamente o realizează cu sistemul de asigurări de sănătate. Suntem unici în lume, unici în Europa, prin acest model de taxare. Bugetul de referință pentru medicamente ar trebui să fie la nivelul consumului real din anul precedent. Și astăzi, de exemplu, bugetul este stabilit la nivelul consumului din trimestrul 4 al anului 2011. Și fără îndoială că la un moment dat, dacă mediul economic va deveni tot mai ostil industriei farmaceutice, lucrurile vor degenera și vor duce la decizii extreme din partea producătorilor. Să nu uităm că recent producătorii de generice au anunțat că au concediat câteva sute de angajați. Aceleași sute de angajați în ultimii 2-3 ani i-au avut concediați și producătorii de medicamente originale, fiindcă nici noi n-am fost lipsiți de nevoia de a restructura și de a ne reorganiza pe baze economice mai sănătoase, adaptate mediului în care evoluăm. Să nu uităm că o mare fabrică de medicamente la Brașov s-a închis recent, deci lucrurile nu merg în direcția pe care ne-am dori-o și este momentul să o spunem foarte deschis. Industria farmaceutică este o industrie care are o valoare adăugată foarte ridicată. Este important pentru statul român, pentru autorități, să sprijine această industrie. Este o industrie care plătește salarii mari, este o industrie care generează venituri pentru statul român și este o industrie care, dacă ar fi stimulată corect în România, ar putea să ducă la echilibrarea balanței comerciale, cel puțin pe zona de medicamente. Să nu uităm că astăzi importăm cam de 3-4 ori mai multe medicamente decât exportăm. Deci e nevoie să ajutăm cumva acest sector ca să se echilibreze și să se așeze pe un fundament economic sănătos.